În fiecare an, data de 2 aprilie este marcată ca fiind Ziua Internațională a Conștientizării Autismului. Afecțiunea este o tulburare complexă care are efecte asupra comunicării, comportamentului și relațiilor cu cei din jur. Potrivit unor estimări recente, un copil dintr-o 100 este afectat de autism. La Câmpul Lung s-a inaugurat un centru pentru diagnosticare și tratament al copiilor cu cerințe speciale. Este o zi specială pentru că astăzi, 2 aprilie, este Ziua Internațională a Conștientizării Autismului. O zi în care întreagă lume se gândește pentru această cauză și cum putem să ajutăm copiii cu autism. Doi, este o zi specială pentru că astăzi sărbătorim 2 ani de zile de când am început activitatea Centrului Stat pentru Autism Câmpul Lung și acum suntem aproape 50 de copii suntem un an. Și trei, este o zi specială pentru că inaugurăm un nou spațiu. La acest eveniment au luat parte reprezentanții administrației locale și ai unor centre medicale. E un eveniment cu totul deosebit, într-adevăr. Sprijinim această acțiune și sperăm să fim permanent lângă dumneavoastră și lângă copii, pentru că, așa cum am zis, mă repet, chiar merită această acțiune. Litera legii, cât vom putea, vom ajuta ca să vă desfășurați activitatea în condiții foarte bune și acești copii să simtă că sunt ocrotiți. Am reușit să ridicăm acest spațiu, iar acum primește o binecuvântată folosință. Este pentru copii, pentru cei care ne vor da nouă pensie, este pentru sufletul nostru, pentru urmașii noștri. Mulțumim Dumnezeu și dumneavoastră că am reușit să ne întâlnim într-o rudnicie a faptelor. Pentru copii s-au pregătit diverse surprize și o petrecere cu personaje din desene animate. Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericite.